Bună ziua și bun găsit o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este antreprenorul Dragoș Petrescu. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Dragoș Petrescu, o să discutăm astăzi despre industria în care dumneavoastră activați, dar înainte de toate v-aș propune să dezbatem puțin măsurile fiscale anunțate de către executiv. Desigur, încă nu sunt oficiale. Ele au venit mai degrabă pe surse. Guvernul însă nu ascunde intenția clară de a schimba fiscalitatea în România. Dumneavoastră sunteți unul dintre membrii importanți ai Romanian Business Leaders, e una din cele mai cunoscute și influente organizații de business, a oamenilor de business din România. Aveți frecvente întâlniri cu membrii executivului și în aceste zile vă veți vedea cu ei. Sunt măsuri, și o să le dezbatem puțin, sunt măsuri care în special vizează business-urile mici, micro-întreprinderile, persoanele fizice autorizate. Desigur, însă, pe lanț, ele se propagă în toată economia. Cu ce mesaj veți merge dumneavoastră către guvernanți? Asistăm așadar la o întreagă tebatură în ceea ce privește graba de a colecta taxe la buget. Da. Și graba asta ne întrebăm în primul rând de ce vine. Și ne uităm că a fost construit un buget umflat, după care au apărut diverse cheltuieli care nu s-au mai încadrat în acest buget și dacă ne uităm numai la ce s-a întâmplat cu salariile profesorilor, de altfel justificat probabil această cheltuială suplimentară, ne-am trezit că avem nevoie să strângem niște bani de undeva. Ei bine, cum s-a petrecut sau cum se petrec lucrurile, intrăm într-o situație foarte neplăcută pentru antreprenori și nu mă refer aici doar la antreprenorii români, ci la toți cei care fac business în România. Adică lucrurile se petrec netransparent, aflăm pe surse noaptea diverse agenții publică diverse drafturi a acestei ordonanțe de urgență, așadar avem doar zvonuri, da? Dar dacă ne uităm pe ce planuri are guvernul în ceea ce privește colectarea de mai mulți bani, suntem foarte speriați. Și spun speriați, a zice, ne considerăm foarte nedreptățiți, pe de o parte, ca antreprenori români și pe de altă parte, cred că aceste măsuri, dacă ele se vor lua așa cum se gândesc astăzi, nu vor avea efectul scontat. De fapt, în realitate, vor colecta mai mulți bani într-o direcție, dar vor pierde în alte direcții și mă refer aici mai ales pe zona muncii. Petrescu, de ce vă simțiți nedreptățiți ca antreprenori români? Păi o să vă dau un exemplu simplu. Dacă, în primul rând, în România, peste 70%, cred că dacă nu greșesc, 74% din companiile din România au cifre de afaceri de sub 100.000 de euro. Asta înseamnă că această taxare diferită de la o zi la alta din 1%, ne referim aici la micro-întreprinderi, la 3%, va face ca aceste micro-întreprinderi să-și piardă sensul de a mai exista. Asta înseamnă că foarte mulți antreprenori care conduc aceste companii, sunt angajați pe aceste companii, își vor pierde șansa să supraviețuiască. Adică diferența asta este foarte mare de la 1 la 3%, de exemplu. Și asta vine din partea unui guvern care susține sprijinirea antreprenoriatului românesc, a afacerilor românești, însă din drafturile pe care le-am citit împreună în presă, pare să că principala țintă a guvernului cu acest plan de austeritate este tocmai antreprenorul român, micile afaceri din România. Dacă ne uităm și la Horeca, unde sunt peste 200.000 de oameni angajați, discutăm aici de 40.000 de restaurante, o piață foarte fragmentată, foarte populată de antreprenori români, Horeca este bulversată pur și simplu. Adică am pierdut anul trecut impozitul forfetar,
am fost trecuți la impozitul de 1% de micro-întreprindere. Astăzi TVA-ul? Îl pierdem și pe ăla 1%, ne duce la 3%, adică mai bine când te duci spre 3% impozit pe cifra de afaceri, mai bine te pune la 16% și măcar știi o treabă, că e pe cam profit. Același lucru. 16% pe profit. Iar dacă la asta mai adun TVA-ul, și aici se face imediat diferența între antreprenori români și marile lanțuri de retail, care de obicei, și eu nu sunt împotriva investitorilor străini deloc, adică și mai ales la Romanian Business Leader și în general, milităm pentru transparență, pentru egalitate, pentru capacitatea oricui are bani să investească, să vină să investească în România. Că nu putem, fără investiții, să creștem așa cum de bine de rău am crescut în ultimii ani și se văd progresele evidente ale acestor investiții străine. Deci nu suntem împotriva investițiilor străine. Însă în momentul în care tu păstrezi TVA-ul de 9% la alimente, deci orice retailer continuă să vândă mălaiul cu 9 lei TVA, iar tu te duci să cumperi mălaiul cu 9 lei TVA și vinzi în restaurante mămăliga cu 19 lei TVA, vei fi într-o situație automată de competiție neloială. Că nu ai cum să poți să ai diferență de preț atât de mare. Și atunci asta o vor vedea și o vor simți cei din Horeca. Cine sunt cei din Horeca? Antreprenorii români. Deci e simplu. Această schimbare a codului fiscal vine cu, evident, cu taxe și impozite noi. Se poate și altfel? Pentru că asta este marea întrebare. Există un deficit, trebuie să-l acoperi, trebuie să găsești niște surse magice de bani, ori până una alta, asta este sursa pe care o ai la dispoziție. Întrebarea este, se poate și altfel? Dacă ai fi ministrul finanțelor, ai putea găsi și alte surse de a acoperi acest deficit sau, cum îi spunem noi, plastic gaura? Poți să acoperi gaura și cu bani din altă parte? Absolut. Serios? Da. Eu cred că se poate și altfel. Și se poate cum? Să te uiți ca un antreprenor la acest buget al României. Adică să privești bugetul României ca și cum și România, ca și cum ar fi o companie. Deci să faci ordine și transparență în propria companie. Deci acest guvern și oricare guvern performant ar putea să facă, să ia acele măsuri care să ajute la competitivitate și transparență. Cum ar fi? De exemplu, piața muncii. În România se știe foarte bine, din motive greu de înțeles, de-a cursul anilor trecuți, din ultimii 20 de ani, piața muncii a fost, să zic, căsăpită de alte forme de angajare decât angajatul cu contract de muncă. E adevărat. Noi suntem pe locul 6 sau 7, dacă nu greșesc, în ceea ce privește taxarea înaltă a forței de muncă în Europa. Ceea ce e o taxare destul de mare să fie așa premiant. La alte lucruri unde ar trebui să fim premiați, nu suntem. Dar totuși, chiar și așa, nu poți să ai un procentaj de angajați cu carte de muncă, iar marea majoritate să fie angajați pe PFA, pe micro-întreprindere, în alte forme de angajare în care nu se plătesc taxe. Și atunci, cred că prima măsură logică ar fi, haide să echilibrăm, să egalizăm, să extragem, de fapt, acele excepții. Și la Romanian Business Leaders, noi am susținut întotdeauna cota unică. Dar cota unică de 16%, ea practic nu mai există. Și atunci, ca să nu facem loc unor cote progresive sau altor mecanisme mai dificil și mai ineficiente s-au dovedit de-a lungul timpului să poată fi implementate, cel mai curat ar fi, hai să revenim la cota unică, hai să revenim la o modalitate de a taxa munca unitară, să desființăm sau să limităm aceste, să zic, excepții, să plătească toată lumea la fel și în mod transparent atunci am putea să colectăm mai mulți bani. Mulți ar putea să înțeleagă din ce spuneți că propuneți ca toată taxarea pe toate formele pe care le descriați să crească până la nivelul taxelor pe muncă acum.
La asta vă referiți? Sau mă refer. Și taxele pe muncă să scadă, iar nu. Cele pe aceste forme să se echilibreze undeva la da. Jumătate? Mă refer la două aspecte. Una este pur contractul de muncă, adică toată lumea să fie angajat cu contract de muncă pe banii care chiar îi încasează. Asta înseamnă că nu mai sunt sectoare de activitate care nu plătesc impozit pe venit, de exemplu, aia de 10%. Și avem acolo IT, construcții, chiar și producție de mâncare și așa mai departe. Adică oricine să poată plăti și să plătească în România aceeași taxă pe forța de muncă. Asta este un aspect, da? Al doilea aspect este cel al... Eu nu sunt angajat, că sunt acționar la o firmă de... o micro-întreprindere și încasez banii de acolo. Să poți să descurajezi mecanismul de a nu evita să fii angajat dacă tu ești angajat într-o altă formă. Deci asta este un aspect. În ceea ce privește cota de 16%, cred că marea majoritate a companiilor ar trebui să plătească 16%. Și cu adevărat, numai cei care sunt foarte jos la bază, poate cei 60.000 de euro sunt potriviți, poate 100.000 de euro sunt potriviți, să fie scutiți de această taxă de 16%. Și în modul acesta, atunci am putea să ne uităm la un sistem fiscal. Păi haideți că încet, încet ați ajuns la vorba lui Marcel Ciolacu. Astea sunt lucrurile pe care vrea să le facă guvernul, ce spuneți dumneavoastră. Practic desfințează PFA-urile, desfințează IMM-urile și efectul este că va desfința și locurile de muncă, pentru că acum nu mai trebuie să ai un angajat, da? Ca să plătești acel 3%. Nu mai este condiția dacă asta. Ne uităm pe noile propuneri, sunt foarte multe alte lucruri extrem de grave, cum ar fi, de exemplu, taxa de 5% pe schimbarea de proprietate. 5%. Da. Asta ce înseamnă? Cum vi se pare asta? Asta mai mare lovitură cu stângul în dreptul pe care poți să ți-o dai ca stat, nu există. Deci asta mai mare. Ce înseamnă? Că dacă eu vă vând dumneavoastră o garsonieră... Nu, da? Dacă îmi vinzi un apartament care valorează mai mult de 600.000 de lei, adică 120.000 de euro, și sunt de euro. Multe apartamente care valorează mai cam mult de 120.000 de euro, plătești, dar și dacă îmi vinzi sub 120.000 de euro, e 3%. Ok, deci 5% dau la stat? 5% dai la stat. Adică mi-a bucătăria? Sau... Îți ia bucătăria. Adică tu nu mai cumperi niciun apartament. Iar eu nu mai construiesc niciun apartament. Pentru că blochezi piața. Adică ei nu realizează. Și dacă blochezi piața imobiliară, ok, ai blocat piața imobiliară, dar acolo să vezi impact pe lanțul de aprovizionare și pe forța de muncă. Pentru că atunci tu nu mai iei prize, nu mai iei canapele, nu mai iei televizoare, nu mai iei frigidere. Fier, beton, deci nu mai angajezi mult. Deci 5% ăsta cine îl plătește? Vânzătorul? Sau vânzătorul? Sau cumpărătorul? Cred că nici nu știu cine îl plătește, dar taxa e plătibilă la notar. Cine plătește, cred că vânzătorul plătește, da. Logic, așa e. Deci, practic, tu blochezi un întreg sector, da? Sectorul construcțiilor, și blochezi și piața, că nu se mai realizează tranzacții, și aceste măsuri au un impact pe lanț colosal. La finalul zilei, însă, rezultatul va fi că, în realitate, nu o să încasezi banii ăia din 5% pe care tu mizezi. Exact. Nu ai cum să-i încasezi. Pentru că te bucuri la hârtie, la Excel, că vezi acolo cât ai încasat și cât o să încasezi dacă mulțești cu 2, cu 3, cu așa, dar, în realitate, nu-i vei încasa. Nu mai vorbesc că, în sfârșit, pe o industrie care se transparentiza, mă refer aici la Horeca, oamenii ne vom întoarce înapoi, când era o industrie mai nereglementată. Pentru că vei fi foarte tentat, ca mic antreprenor, să folosești ăștia 19% în alte scopuri, dacă nu-i mai declari. Adică este un gest care poate să împingă o întreagă industrie spre netransparentizare, care va fi foarte, cu un impact foarte negativ în ceea ce privește creșterea economică a acestui sector. Luăm o scurtă pauză, domnule Dragoș Petrescu, ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi.
Ne-am întors în fața ta continuă. Antreprenorul Dragoș Petrescu este invitatul zilei de astăzi. Discutăm despre măsurile fiscale anunțate, dar nu lansate în mod concret de către executiv. Ne vorbeați despre pericolul pe care îl vedeți asupra efectelor generate în industria din care faceți parte în Horeca. Și anume, întoarcerea acestei industrie, a unei părți din aceste industrii, înapoi în zona gri. Abia începuse de câțiva ani de zile să fie mai reglementată. Bonul devenise mai degrabă regula decât excepția. Corect. Și atenție, noi cumva am dus la transparentizarea și clarificarea industriei de restaurant, o industrie destul de importantă, 7 miliarde de euro, nu sunt puțini bani în anul ce a trecut. Ei bine, noi am reușit să facem acest lucru tocmai datorită unui sistem fiscal și nu datorită controlelor de la ANAF. Pentru că dacă te uiți la instituția ANAF, ea a fost absentă în ultimii ani. Din foarte multe puncte de vedere. Industria a reușit să fiscalizeze în colaborare cu statul chiar și bacșișul. Exact. Și mai mult decât atât, revin, noi am reușit datorită sistemului european, pentru că treaba asta cu TVA-ul diferit la alimente, restaurante versus bunuri de larg consum, nu este o excepție în Uniunea Europeană. Aici nu vorbim de o excepție cum discutăm de cei 10% de la IT sau de la construcții. Aici discutăm cu o filozofie europeană care spune, bă, vinzi, vrem ca alimentele să aibă un TVA redus, din 1000 de motive, nu discutăm de care, dar atunci păstrăm TVA-ul de la alimente pe tot lanțul de alimente la 9% sau 10%, de exemplu, are Franța. Da? Îl păstrăm și atunci avem claritate în acel sector de activitate. Dacă nu avem claritate acolo și te întorci înapoi la un TVA mai mare în industria ospitalității, fiind o industrie atât de fragmentată, cu mulți antreprenori, cu companii mici, unii au un bufet într-un sat sau o cafenea, cine știe pe unde, în ce oraș mai mic, oamenii vor fi tentați să treacă din nou în zona gri. Eu nu spun, Doamne ferește, companiile mai mari, care sunt foarte puține în Horeca, nu își permit să facă acest lucru. Nici nu mă uit la competiția neloială, deloc. Însă mă uit la cât de tare te împinge statul să fii clar și la punct cu legea, sau cât de tare nu te împinge să fii. Dacă nu acolo te împinge în zona gri, alternativa este să pui aceste creșteri de taxe și de impozite în preț, în prețul final, adică clientul să plătească această majorare a taxelor pe care o face guvernul. Dacă noi doi venim la restaurant la dumneavoastră acum, cred că, fără băutură, plătim vreo 2 milioane, 2 milioane jumate pe o masă cu două feluri, nu? După ce crește TVA-ul, după toate taxele astea, la când ne duce masa în doi? Evident, dacă ne uităm matematic, prețul ar trebui să crească de meniu cu 10% aproximativ. Dar haideți să ne uităm în contextul general. Am avut pandemie, super dificil, am avut un an, 2 ani foarte buni după pandemie, iar acum ne aflăm într-un fel de recesiune în care oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să cheltuiască bani la restaurant. Chiar dacă restaurantul, că am mai auzit vorbe de astea... Simțiți asta că... Da, simțim. Și simțim nu în modul în care clientul nu mai iese la restaurant. Clientul nu mai iese la restaurant să comande muși de vită. Iese la restaurant și comandă sarmale sau mămăliguță cu brânză și smântână. Sau meniul zilei, care, apropo de 100 de lei de care vorbeai tu mai devreme, meniul zilei e 35 de lei. Adică 35 de lei sunt 7 euro. Deci vorbim de un meniu decent ca preț în medie în România. Deci nu ne ducem încă, să zic, pe media europeană de a cheltui per persoană la restaurant o sumă importantă de bani. Dar nu suntem pe un trend ascendent, ci dimpotrivă, suntem pe un trend descendent, iar noi venim acum cu o creștere de preț. Va fi românul dispus să plătească? Nu cred. Asta înseamnă restaurante închise, pierderi de locuri de muncă. Am calculat că numai impactul acesta de TVA va duce la pierderea a cel puțin 12.000 de locuri de muncă în industrie, din cele 200.000 astăzi. Deci, adică este foarte dificil.
În realitate aveam așa, de la micro-întreprinderi și PFA ne făcea colegul Iancu Guda un calcul peste 200.000 de locuri de muncă, pentru că oamenii nu mai au niciun interes să țină, să se angajeze pe micro-întreprindere, dar asta duce desigur automat la pierderea de taxe către buget nemai existent. Spuneți 12.000 în industria Horeca și cred că mai sunt și alte industrii care vor fi afectate. Cu siguranță da. Nu vorbim de industria construcțiilor, care lăsând la o parte facilitățile cu 10% sau fără 10% impozit pe venit, nu vei mai avea, și așa e blocată astăzi, că nu mai poți să finanțezi și condițiile de finanțare, cu câți bani trebuie să vii depozit înainte de a obține o finanțare care oricum e foarte mare cu dobânzile cum arată ele astăzi, nu o să mai poți nici să faci contractele de vânzare-cumpărare, că o să te gândești, bă, dau 5% la 100.000, sunt 5.000 de euro, e mult. Din punctul de vedere al comportamentului politicienilor, guvernanților, mie mă amintește perioada asta de perioada 2008-2009. Și atunci au fost câteva luni de exuberanță înainte de alegeri, economia duduia, după care la un scurt timp au luat măsuri foarte dure care ne-au afectat pe toți. Simțiți că ne-am întors în timp? Este un tip de criză care se profilează acum? Dacă ne referim la vestita tăiere cu 25%, dacă ne vă mai aminte de ea, da, și mie mi se pare că nu suntem acolo. Nu suntem acolo, pentru că sunt foarte clare măsurile propuse. Deci, pentru că atunci erau asumate. Da, erau asumate, exact. Sunt foarte clare măsurile pe de unde luăm bani, dar nu sunt clare deloc măsurile de cum economisim noi bani în aparatul bugetar. Că 20% din ce nu plăteam, nu o să mai plătesc măsuri de tipul ăsta, eu nu cred că le mai cumpără nimeni azi. Adică să vedem, dom'le, uite, am văzut 100 și ceva de măsuri fiscale, da? Să văd și eu în paralel, uite, dom'le, eu vă iau banii, vă rog, dragi antreprenori români, vă iau banii, ok, dar uite că vin și eu cu un pachet compensatoriu. Deci nu credeți în planul ăsta de austeritate guvernamentală? Reduc aparatul bugetar cu X% și hai să vedem pe luni cum reduci, că mie îmi spui exact pe luni cum trebuie să plătesc eu în octombrie, noiembrie, decembrie, fix. Ia să vedem și cum reduci tu în octombrie, noiembrie, decembrie și cu cât exact. Ia să vedem cum vii tu cu măsuri de simplificare. Hai să vedem, digitalizare, cum faci tu ca aparatul ăsta al statului să interacționeze cu tine ca antreprenor într-un mod care să te facă să ai mai mare liniște și libertate. Ori nu, dimpotrivă, vorbeam mai devreme de taxele, se complică astăzi, nu se simplifică, nu se egalizează, nu sunt transparente. Tot rămân până la 10.000 de lei la IT și poți să faci așa. După 10.000 de lei nu mai poți să faci așa. Adică îți complică foarte serios. Nici de cum nu-ți ușurează viața la antreprenor. Și revin la întrebarea inițială. Simțiți că vine o criză? Simțim că vine o criză și este, cum să spun, dacă doar te uiți în bolul de cristal, te uiți în țările alea mai din spațiu anglosaxon și este clar că vine o criză, dar nu de natura celei din 2009-2000, deci din o criză mai degrabă recesiune, mai slabă, mai ușor de înghițit. Dar de ce să o facem noi imposibil de înghițit? Noi singuri să ne facem așa prin aceste măsuri? Haideți să, când tot suntem în fața unei crize, evident, da, chiar numită recesiune, de ce să nu facem viața mai ușoară? Să putem colecta mai mult din a fi mai aproape de antreprenor, nu mai puțin prin aceste măsuri foarte, foarte drastice, așa cum sunt ele propuse cel puțin. Doamne Petrescu, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, invitatul zilei de astăzi în fața ta, antreprenorul Dragoș Petrescu. Spuneați puțin mai devreme așa, guvernanții ar trebui să se uite la România și la bugetul țării, așa cum se uită un antreprenor la o companie pe care o deține și la bugetul acesteia.
Ce face, domnule Petrescu, un antreprenor în momentul în care vede că are o companie unde cheltuielile sunt mult mai mari decât veniturile și riscă să crească accelerat? Ce măsuri ia un antreprenor? Unde sigur, se uită mai întâi și mai întâi? Sigur nu se duce la client să-i mărească prețul cu 10%, asta sigur nu face. Un antreprenor se gândește cum să creeze alte produse, servicii care să fie mai prietenoase și mai utile pentru client, astfel încât să își crească vânzările, nu? Și să poată să-și acopere cheltuielile care poate pot deveni din ce în ce mai mari. Pentru că meniul zilei. Meniul zilei, ce-ați inventat în criza precedentă, că acum e 35, dar atunci mi se pare că era 19 lei. 19 lei. Noi acolo am salvat un fenomen fabulos, a fost. Deci oamenii nu mai ieșeau la restaurant deloc, aveam restaurantele goale și am zis un motiv pentru care omul ar putea să iasă la restaurant e să știe din start că el plătește 19 lei pentru un meniu. Și atunci am avut restaurantele pline, cu profitabilitate mică sau deloc, dar am ținut clienții aproape de mine. Așa cred. Haideți să facem un meniu zilei pentru guvern. Cum ar trebui să arate meniul zilei la Palatul Victoria? Cred că meniul zilei ar trebui să plece de la transparență și predictibilitate. Deci o taxă pe care s-o știe antreprenorul. O taxă pe care s-o știe antreprenorul din timp. Pentru că aceste măsuri cu astăzi am aflat pe surse cum o să arată ordonanța de urgență, jos la ordonanța de urgență spune că intră în 3 zile în vigoare, asta nu este transparență și nici dialog. Ori cred că întâi trebuie să ne așezăm la masă, avem o problemă, uite asta e situația, ne gândim la aceste măsuri, vorbești cu mediul de afaceri și după aia începi să lucrezi pe diverse drafturi, nu invers, cum facem noi acum. Dar până acum nu ați fost invitați la meniul zilei? La meniul zilei am avut, să știți, diverse interacțiuni la guvern, cu guvernele României. Diverse interacțiuni. Ori, acum ei s-au încurcat cu profesorii și cu schimbarea de... Ne-am văzut mai rar sau deloc. Au fost alte lucruri pentru ei prea importante ca să se gândească la meniul zilei. Și după aia a venit meniul zilei când au făcut Excel-ul și a văzut că nu le iese cheltuiala asumată să poată fi plătită din banii care există în visteria statului, în buzunarul companiei noastre de care vorbim. Și atunci, în loc să ne cheme să discutăm cum să facem treaba asta, pentru că avem și noi idei și atenție, nu idei de a nu plăti. Că tocmai de la asta am punctat mai devreme. Este important să plătească toată lumea egal, într-un mediu competitiv, să știu fiecare cum ne raportăm unul la celălalt, să avem drepturi egale și să-i salvăm pe ei amici, care sunt foarte mici, să le sau dăm cel puțin să nu-i sufoci, o excepție, că... da? Și să fim cu un pachet de simplificare, de ajutor. Uite, îți iau banii ăștia, hai să plătim toți la fel, clar, limpede, transparent, nu poate să se supere nimeni, da? Și atunci trecem la... și pentru asta, uite, vin și eu cu un ajutor, ne reducem și noi departamentele, facem interacțiunea cu antreprenorul. Deci în planul ăsta de austeritate până acum nu ați fost consultați? L-ați aflat din presă cum l-am aflat și noi. Pe acest pachet de măsuri. Dacă vorbim de ce se întâmplă astăzi, da. Asta, ce discutăm noi acum, draftul ieșit pe surse de la guvern. Nu. Deci astăzi, astăzi e prima zi de consultare. Săptămâna asta. Este, deci ei practic au lansat în spațiu public planul, nu? Pe surse, după care v-au chemat să vă întrebe ce părere aveți, dacă puteți suporta această povară fiscală. Nu ne-a chemat nimeni, dar ne înființăm noi. Credeți că se poate schimba? Adică se mai poate schimba ceva? Eu... Sau foamea de bani este atât de mare încât vor fi totuși nevoiți să aplice acest plan drastic de taxare a mediului privat? Eu cred că da și am să vă dezvălui de ce cred eu că da, că se, da, poate se poate schimba, da înapoi. Că da, se poate da înapoi, pentru că noi mergem, nu să spunem nu este nimic bun în acest plan, ci mergem să spunem ok, sunt puncte bune în acest plan pe care le susținem și orice companie europeană le susține și ok, aveți endorsementul nostru, e ok. Și sunt lucruri care, dacă le faceți în felul ăsta și în timp ieșea, vor avea un impact
care va strica tot ce vreți să faceți. Și atunci, dacă noi reușim să-i convingem pe acest interval de lucru care trebuie schimbat, să și schimbe, atunci poate fi, o interacțiune de succes și economia României să aibă de câștigat. Domnule Petrescu, spuneți așa că impactul în industria din care dumneavoastră faceți parte ar putea fi de până la 12.000 de locuri de muncă. Da. Vă invit să trecem la un alt subiect și el, unul cât se poate de real. Cred că în vara asta l-au observat mulți concetățeni de-ai noștri. Din păcate, pe litoral, doar în weekend, că avem turism de weekend pe litoral românesc, din cei 12.000 de oameni care vor rămâne fără job, sigur, e un calcul, câți ar fi români? Că am senzația că industria Horeca, acum, de la un an la altul, pentru că nu aveți forță de muncă, sunteți obligați să importați. Este adevărat, pentru că, din păcate, din ce în ce mai puțini români sunt dispuși să lucreze într-o industrie cum este cea a ospitalității, dar asta nu înseamnă că marea majoritate a angajaților din ospitalitate sunt extracomunitari, angajați străini. Nici de cum. Deci noi avem, probabil, din anvelopa celor 200.000 de oameni, aproximativ 10 până la 15.000 de cetățeni extracomunitari. Însă, îți este foarte greu să renunți la cetățeanul extracomunitar pentru că te chinui foarte tare să-l aduci cu 6 luni, așa, 9 luni, un an de zile și te gândești de două ori înainte să, pe cine să disponibilizezi. Eu nu știu dacă chiar vom ajunge într-o situație atât de proastă. În orice caz, indiferent că pleacă din industria ospitalității între cei 12.000 de oameni extracomunitari sau români, vom avea de pierdut cu toții. De obicei, și asta e ce ați învățat în pandemie, în momentul în care angajații pleacă din această industrie, nu se mai întorc. Din păcate, da. Pentru că România este o țară a oportunității astăzi. Încă România este una din țările din Europa cu cel mai mare potențial de creștere. Are cel mai mare spațiu pentru antreprenori. Antreprenorii români sunt binecuvântați astăzi. Și asta o spun cu subiect și predicat. Avem o țară și avem un, să zic, o șansă unică în ultimii ăștia 30 de ani. Chiar putem să creștem, chiar putem să dezvoltăm. Și nu avem cu cine. Adică avem nevoie de oameni din exterior. Dar dacă noi vom fi împiedicați pur și simplu datorită acestor măsuri luate peste noapte să poți să crești, practic vor rămâne bani mai puțini la buget decât sunt astăzi. Dacă ne uităm strict pe zona de Horeca. Și atunci nu este niciun sens logic pentru care să stratezi tu ca antreprenor compania așa cum și-o tratează astăzi guvernul propria țară. Horeca și ospitalitate, litoralul cel puțin, anul ăsta, dacă e să ne uităm, continuă pe același trend. Pierde cursa. Pierde cursa cu Bulgaria, pierde cursa cu Grecia. De acord. Și aici sunt mai multe ingrediente. Dacă ne uităm, costurile au devenit în România, cel puțin la nivel de, să zic, litoral și în orașele mari, au crescut și se apropie de costurile multor țări europene. Deci competitivitatea e mare când trebuie să iei decizia unde să pleci. Treaba asta cu pandemia a creat în mentalitatea românului și nu numai, a creat această dorință de a călători, de a ieși, de a... Și atunci te-ai uitat, cu excepția momentului în care ai fost blocat în România și ne-am redescoperit frumusețile țării, te-ai uitat cum să pleci, unde să pleci și așa mai departe. Și când pui în balanță cât te costă în România pe litoral și cât te costă în Grecia, Bulgaria și așa mai departe, din păcate, românii iau decizia de multe ori să plece. Iar incoming-ul pe turiști străini nu este suficient de mare. În România, practic, nu există turism, să zic, să vin oamenii pentru business, pentru lucru, pentru altceva, dar nu pentru turism într-o măsură suficient de mare. Este o industrie la care dumneavoastră vă pricepeți foarte bine și
lucrați de mulți ani în industria asta, ați luat-o de jos, știți fiecare rol, fiecare poziție, îi cunoașteți secretele. De curiozitate, anul ăsta ați fost pe litoral în România? Am fost pe litoral în România, am un prieten care organizează un festival și m-am dus, ăsta a fost, să zic, motivul principal, dar mie mi-e foarte drag litoralul, deci mă bucur să vin și am petrecut câteva zile doar pe litoral, 3 zile, și eu n-am simțit că serviciile sunt mai rele, nu cred în tipul ăsta de că aici e problema, că n-avem un litoral frumos sau că serviciile nu sunt bune. Însă costurile pe care le cunosc și la mine au crescut și pe litoral au crescut, sunt mai mari decât ne-am obișnuit să le achităm noi ca clienții locali. Și asta în contrapartidă cu rata mai mare la bancă, cu competitivitatea altor țări de a-ți oferi pachete, eu știu, poate mai prietenoase, au dus la acest rezultat. Că astăzi litoralul în 2023 a mers mai prost ca niciodată în ultimii 5 ani. Mai prost. O să continui așa? Credeți? O să păstreze aceeași tendință? Cred că ne așteaptă un an dificil, nu unul simplu. Și când mă refer la un an, mă refer la 1 august 2023, 1 august 2024. Nu se vor întâmpla lucruri foarte bune în acest an. Ce ar fi de schimbat, totuși, domnule Dragoș Petrescu? Sigur, serviciile, spuneți că unde ați fost dumneavoastră nu erau mai proaste. În același timp, însă, trebuie să recunoașteți că, cel puțin din punct de vedere al ofertei turistice, litoralul românesc nu excelează. Adică, ai beton sau, puțin mai încolo, tot beton. Da. Și foarte apropiat betonul de beton. Da, știu exact unde bați. Într-adevăr, te copleșesc, să zic, greșelile de infrastructură, mai ales când te uiți cu invidie pozitivă la țările din jur, cum își organizează ei hotelurile și locurile de parcare, și nu faci hotel în orice bloc de apartamente și nu faci blocuri de apartamente sau hoteluri cu 100 de camere și 10 locuri de parcare. Este adevărat. Deci asta este foarte particular în România, din păcate, lucru care te face să decizi să pleci în altă parte. Însă, cred că românii s-au obișnuit cu această, să zic, mediocritate și nu văd ca în acest an să se fi întâmplat ceva dramatic în comparativ cu anii care au trecut. Deci nu de aici cred că este problema, ci tocmai din această teamă că va veni un an dificil, de la aceste dobânzi mari care atârnă pe bugetul oricărei familii de români, vine grija. Și sectorul ospitalității nu este un must, nu este ca o farmacie. Vrei, nu vrei, trebuie să te duci să-ți iei medicamentele pentru a te face bine. Este o cheltuială la care poți care, exact, care poate să devină lipsă, să zic, în bugetul de cheltuieli. Însă, cred că România are șansa să conserve ce are și chiar dacă va fi un an dificil, nu se vor întâmpla lucruri dramatice în industria ospitalității. Dimpotrivă, cred că va continua să se dezvolte, mai ales în marile orașe, crește interesul pentru gastronomie specială, vezi o mulțime de cafenele de specialitate, restaurante sau cafenele, cofetării cu produse foarte speciale și foarte bune, deci cred că industria ospitalității va crește în continuare și cu TVA de 9% și cu TVA de 19%. Însă vitezele vor fi semnificativ diferite și am putea pierde mult dacă nu ne uităm la industria ospitalității corect, ca un cetățean european, adică să ne uităm la modelele de business europene. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors. Ultima parte a discuției de astăzi, antreprenorul Dragoș Petrescu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Petrescu, am discutat despre aproape toată emisiunea despre măsurile fiscale pe care le pregătește guvernul. Sunteți antreprenor în această țară de 10 de ani. Când te dai înapoi, dincolo de
toate piedicile astea pe care atunci când, de multe ori când merge bine, mai vine câte un guvern și le pune. Calitatea mediului antreprenorial din România a crescut semnificativ? A crescut semnificativ și pleacă de la bază. Astăzi, 2 tineri din 3 doresc să fie antreprenori. Ceea ce este fabulos, fabulos, față de 18% în anii 2000, acum 20 de ani. Deci meseria de antreprenor nu mai este o meserie de rușine. Este o meserie în care merită săriști. Iar antreprenorii vor supraviețui în orice sistem fiscal. Dorința mea și speranța mea este ca noi împreună, antreprenorii și guvernul României, ori de orice culoare ar fi el, să construim o Românie în care să ne putem crește nepoții și copiii mai bună pentru ei. Și eu am speranța că așa se va întâmpla. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem numai bine.